Nu știu dacă îți mai amintești de acel moment din octombrie 2021 când au picat simultan cele trei platforme care ne țineau în viață, Facebook, Instagram și WhatsApp. Pentru un scurt timp am fost deconectați de la aparate și am avut ocazia rară să reflectăm la relația noastră cu tehnologia. Cel puțin așa am ales eu să folosesc acel moment. Așa că am profitat de ocazie, am reflectat, am citit, iar am mai reflectat și a ieșit acest video. Unde eram? Salut! Sunt Alexandra și vreau să vorbim astăzi despre relația îmbârligată dintre tehnologie și atenția noastră. Poate să ți se pară că nu are sens să vorbim despre astfel de finețuri când avem lucruri mai grave pe cap. Am ajuns să cred însă că există o legătură strânsă între colapsul atenției noastre și colapsul din exterior. Sau, mai puțin apocaliptic, între epuizarea resurselor noastre de atenție și lipsa de înțelegere și implicare în problemele cele mai grave ale societății. Să zicem un deficit de atenție colectivă. Și hai să luăm două exemple. Ignorarea mesajelor și acțiunilor revizioniste și agresive ale lui Vladimir Putin, conferința de securitate de la München din 2007, invadarea Georgiei din 2008, a Crimeei din 2014, susținerea regimurilor autoritare din Kazahstan și Belarus, reprimarea unor proteste pro-democratice, o lungă listă de red flags pe care le-am ignorat. Și așa am ajuns astăzi să ne mirăm că ne mirăm de ceea ce se întâmplă în Ucraina. Al doilea exemplu are legătură cu modul în care tratăm riscurile schimbărilor climatice, care duc deja la multiple crize politice și sociale, care ne vor afecta profund viețile pe termen mediu și lung. Recâștigarea atenției noastre pare așadar o miză extrem de importantă, mai ales dacă ne gândim la cum se răsfrâng problemele de atenție asupra politicului și socialului. Iar dacă suntem imuni la astfel de probleme, deși mi-e greu să înțeleg cum am putea fi, e suficient să ne gândim la cum ne afectează viețile personale, timpul petrecut alături de cei dragi, capacitatea de a face lucruri cu sens și de a ne da seama ce are sau nu are sens pentru noi. Mie una mi se pare suficient de importantă miza aceasta încât să-i dedic două videouri. Abia în al doilea vom vorbi despre corelațiile astea mai spectaculoase, precum aceea dintre ce se întâmplă în creierul nostru și ce se întâmplă în societate. Acum vreau să punem bazele, să vedem ce se întâmplă fizic în creierele noastre atunci când petrecem mult timp în mediul online. Să ne uităm împreună la ce spun neurobiologii, psihologii, sociologii, filozofii și economiștii în câteva cărți mișto care au apărut în ultima vreme pe tema epuizării resurselor noastre de atenție și a efectelor acestei epuizări cognitive. Nu trebuie să fii pro-tehnologie, nici anti-tehnologie ca să porți aceste discuții. Asta e o capcană clasică, cea a falsei dihotomii sau a falsei alegeri, în care picăm mult prea des. Poți să nu fii nici și să te uiți cât poți tu de obiectiv, la ce putem păstra și ce nu, la ce ne extinde capacitățile mentale și la ce le diminuează, la ce ne îmbunătățește viața cu adevărat și ce ne distruge. Și spun cât poți tu de obiectiv pentru că nu avem cum să fim complet obiectivi și raționali cu privire la ceva care ne copleșește psihologic și fizic. Avem deja o mulțime de studii și rapoarte care analizează efectele pe care le au platformele social media asupra psihicului. S-au făcut o mulțime de videouri, TED Talk-uri, podcast-uri, documentare, filme, s-au scris o grămadă de cărți despre cum ne putem recâștiga atenția și cum putem dezvolta o formă de imunitate la tot ce e mai toxic în mediul online. Paradoxal însă, pe cât de complexe sunt aceste efecte, pe atât de superficiale sunt soluțiile promovate în spațiul public. Mă refer la toate cele life hacks promovate în cărți care au un titlu ceva cu minimalism sau detox, alt cuvânt magic. Ioan Hari face o paralelă foarte interesantă în cartea sa Stolen Focus între cultura dietelor alimentare și cea a dietelor digitale. Ambele eșuează, spune el, din același motiv. Ignoră cauzele sistemice. Poți să ai toată voința din lume și tot să dai greș, pentru că lumea în sine e construită strâmb și îți pune constant bețe în roate. Motivul pentru care cultura dietelor nu a reușit să pună capăt epidemiei globale de obezitate nu e acela că oamenii nu au voință, ci acela că voința lor duce o luptă nedreaptă. Mediul în care trăim, tot ceea ce ne înconjoară, de la reclamele agresive, la modul în care e construit sistemul alimentar global, încurajează obiceiurile proaste și promovează hrana nesănătoasă. Iar a căuta doar soluții personale
personale sau individuale la probleme atât de complexe merită, după părerea mea, denumirea de cruel optimism sau optimism nemilos, dacă e să-l traducem. Optimismul nemilos are la bază credința aceasta în puterea individului de a face orice își pune în minte și de a fi stăpânul și făuritorul propriului destin. Scriitorul Mark Fisher, care a preluat acest concept de la psihoterapeutul David Smale, numește această credință voluntarism magic și o descrie ca fiind ideologia dominantă și totodată religia neoficială a societății capitaliste în care trăim. Abordarea aceasta individualistă nu e nouă însă. A luat amploare în capitalism, însă nu e ca și cum nu am mai avut ocazia de-a lungul istoriei să-i observăm limitările. Nici conceptul de digital detox, nici retreat-urile care oferă așa ceva nu sunt atât de revoluționare pe cât par. Partea cu digitalul e, însă, ideea aceasta a retragerii din societate atunci când ea devine prea păsătoare, superficială sau neconformă cu valorile noastre, e cât se poate de veche. Antică, mai exact. Grădina lui Epicur, apărută cu vreo 4 secole înainte de Hristos, reprezintă unul dintre primele experimente de acest fel. Toate cele 4 mari școli de filozofie din antichitate, platonismul, stoicismul, aristotelianismul și epicureismul, și-au propus, dintre multe altele, să răspundă și la întrebarea ce înseamnă să duci o viață bună. Ce e interesant la epicureism însă este nu doar cum a răspuns la această întrebare, ci și faptul că a reușit să creeze propriul microunivers, o lume în miniatură ca alternativă la ceea ce avea de oferit societatea în acel moment. Așa se face că după vreo 35 de ani petrecuți în Asia, unde putem bănui că a intrat în contact cu învățăturile budiste, Epicur s-a întors în Grecia și a constatat că nu-i place deloc ce vede. Oamenii alergau după bunuri și succes, orașul era corupt și agitat, motiv pentru care a zis: îmi bag picioarele și și-a cumpărat o grădină undeva la periferia Atenei, în zona rurală. Aici a pus bazele unei școli filozofice complet netradiționale. Și am să vă citesc acum ce spune despre asta Richard Hibbler în Happiness Through Tranquility, ca să nu pară că aș fi vreo expert în filozofia antică. Am un master în filozofie, dar e despre cu totul altfel de povești. Nimic nu era tradițional la acea grădină, dacă e să o comparăm cu majoritatea școlilor din acea vreme. De pildă, oricine își dorea să învețe cum să trăiască o viață plină de plăceri rafinate, era bine primit. Comunitatea era deschisă tuturor sexelor, naționalităților și raselor, bogații și săracii stăteau alături de barbari, adică de sclavi și de non-greci, femeii care spuneau că au fost lucrătoare sexuale erau primite alături de bărbați de toate vârstele în această călătorie spre fericirea epicureană. Poate nu vă sună wow, cum ar spune Florin Câțu, însă chiar era pentru acele vremuri. Am putea spune chiar și pentru aceste vremuri. Dacă nu te nășteai bărbat într-o familie bogată și nu te chema Alexandru Macedon, aveai slabe șanse spre deloc să studiezi cu Aristotel. De aceea era atât de specială școala lui Epicur. Admiterea era gratis, nu conta cine ești și bonus, aflai și că scopul vieții tale pe pământ este acela de a te bucura neperturbat de ea. Adică acela de a ajunge la ataraxia, o stare lipsită de griji în care nu mai există nici frică de moarte, nici teamă de zei, nici dorințe absurde precum aceea de a acumula averi, de a atinge imortalitatea sau de a avea parte de faimă. Toate acestea intrau în categoria dorințelor nenaturale, cum le spunea Epicur, care nu făceau decât să ne complice viața și să ne facă de fapt nefericiți. Mulți au ajuns să asocieze pe nedrept epicureismul cu hedonismul, iar asta pentru că Epicur punea accentul pe plăcere și pe absența durerii fizice și psihice. Însă Epicur nu făcea apologie excesului, a orgiilor sau a bețiilor, departe de filozofia lui și departe de felul în care și-a dus viața, o viață simplă și modestă. După cum spune și cel de-al treilea leac din cele 4 care sintetizează doctrina epicureană, binele este ușor de obținut. Asta înseamnă că nu avem nevoie de prea multe ca să fim fericiți sau mulțumiți. Dar pe de altă parte, suntem presați de contextul social și cultural în care trăim să ne dorim mai mult decât avem nevoie și să facem orice pentru a obține acele lucruri deși ne prisosesc. Dacă întreaga societate este structurată astfel încât recunoașterea socială și valoarea să fie definite de ceea ce consumăm, devine destul de dificil să fii epicureic și să-ți amintești că binele e ușor de obținut. Iar dacă reușești totuși să o faci, devii atât de frustrat de tot ce vezi în jur, încât îți vine să fugi, să evadezi. Soluția însă nu cred că e să construim un glob de cristal din interiorul căruia să ne prefacem că această societate nu există, ci să luptăm să o schimbăm. Și aceasta este, cred eu, și cea mai importantă critică adusă atât grădinii lui Epicur, cât și mișcării comunitare din SUA anilor 60. Începând cu 1965, au apărut în America o mulțime de grupuri comunitare, sute de mii de oameni revoltați de războiul din Vietnam și dezgustați de individualismul promovat în societate, au decis să renunțe la viața modernă
și să-și construiască de la zero propriile comunități, mai umane și mai solidare. Job City Commune, Morningstar Commune și Twin Oaks, care, apropo, mai numără și azi cam 100 de membri, sunt doar câteva astfel de exemple. Ce ne-au învățat aceste experimente sociale este fără îndoială prețios. Ele ne-au arătat cum e să ai curajul de a te uita din afară la lume, cum e să dai frâu liber imaginației și să regândești lumea din toate punctele de vedere, social, economic, spiritual. Minusul acestui exercițiu, așa cum scrie și Jenny Odell în How to Do Nothing, este acela că în loc să fie făcut cu optimism, e făcut cu resemnare. Am putea să-l numim pesimism politic. Lumea e lăsată să se prăbușească în timp ce un număr restrâns de iluminați, aleși, norocoși, privilegiați, cum vrei să le spui, reușesc să se salveze undeva pe o insulă pustie. Și e păcat, pentru că acest exercițiu se poate dovedi salvator la o cu totul altă magnitudine, dacă în loc să-l practicăm spațial, pe o insulă pustie sau în grădina lui Epicur, l-am practicat mental, cu toții. Și am reușit să ne întâlnim în acțiune, în spațiul comun al acestei rezistențe mentale. Până la rezistența mentală colectivă însă, trebuie să vedem ce facem cu cea mentală individuală. Așa că revenim la atenție și la acele lucruri din jurul nostru care se hrănesc cu ea și o folosesc ca monedă de schimb. Adesea, atunci când criticăm ceea ce se întâmplă pe platformele social media, ne referim la conținut, la mesajele care circulă și la felul în care sunt folosite aceste platforme pentru a manipula sau a răspândi fake news, cum s-a întâmplat din plin în pandemie. Alteori vorbim despre faptul că ne sunt colectate și folosite datele, un subiect analizat și în The Social Dilemma, un documentar pe care probabil l-ați văzut deja. Ce au în comun aceste critici este faptul că abordează tehnologia ca simplu instrument. Mediul online este just a tool, adică un instrument inert care nu face nimic de capul lui până când nu-l folosim noi oamenii pentru a face bine sau rău sau a ne pierde pur și simplu timpul, în timp ce alții fac profit. Cu alte cuvinte, noi deținem controlul deplin asupra ceea ce poate face sau nu o tehnologie, orice tehnologie și orice instrument pe care l-am inventat vreodată. Abordarea asta instrumentalistă este totuși valoroasă pentru că pune reflectoarele pe responsabilitatea utilizatorilor și, cel mai important, a deținătorilor acestor platforme, cei care câștigă cel mai mult de pe urma lor. Însă, acest mod de a privi nu ne permite să spunem povestea până la capăt, pentru că nu doar felul în care folosim o tehnologie are efecte importante în societate, care merită studiate, ci și tehnologia în sine, indiferent de cum o folosim. Cum ar spune scriitorul Nicholas Carr, uneori instrumentele fac ceea ce le spunem să facă, alteori noi suntem cei care ne adaptăm la cerințele instrumentelor. Și tocmai despre efectele neintenționate ale mediului online, cred că nu vorbim suficient încă, deși cadrul pentru această discuție a fost pregătit încă din 1962 de către unul dintre cei mai importanți, dar și controversați teoreticieni din domeniul mass media. Nu avem cum să vorbim despre efectele mediului online fără să vorbim despre Marshall McLuhan și cartea sa Understanding Media, The Extensions of Man. McLuhan a fost considerat un fel de guru al mass mediei. A apărut în tot felul de reviste și ziare, a fost invitat des pe la televiziuni și a intervievat la rândul lui multe celebrități precum John Lennon și Yoko Ono. A spus niște chestii interesante despre televiziune, chestii considerate hippie și counterculture de către unii, conservatoare de către alții, dar a murit în 1980, cu vreo 8 ani înainte să mă nasc eu. Deci nu a prins fenomenul social media, nici măcar internetul așa cum l-am prins noi. Atunci, de ce vorbim despre el? Pentru că ceea ce spune în cartea sa poate fi ușor aplicat oricărui mediu prin care circulă mesaje, oricărei tehnologii nou introduse într-o cultură la un moment dat. Poate ai auzit, poate nu, de aforismul The message is the medium, mesajul este mediul, care e de fapt titlul primului capitol din Understanding Media și care ne transmite ceva pe cât de radical, pe atât de simplu. Că mediul pe care îl folosim pentru a transmite mesaje, indiferent ce mesaje, produce schimbări radicale în indivizi și în societate și că tocmai aceste schimbări sunt ignorate atunci când ne concentrăm exclusiv pe conținut. De fapt, spune McLuhan, conținutul chiar asta face. Ne face orbi în fața caracterului mediului, ne distrage atenția de la efectele profunde pe care mediul le exercită asupra noastră și asupra activităților umane în general. Cred că cea mai faină analogie peste care am dat îi aparține youtuberului Dan Olson. Într-un video dedicat teoriei lui McLuhan, Olson spune că dacă ar fi să comparăm mesajul și mediul cu fenomene naturale, lucrurile ar sta așa. Mesajul sau ideile comunicate ar fi un fenomen de eroziune, pentru că circulă greu și au nevoie de timp pentru a-și lăsa amprenta asupra societății, pe când mediul prin care circulă ideile este ca un cutremur. Efectul său este violent, iar schimbările sunt imediat vizibile. Bun, deci ne-a lămurit.
McLuhan nu afirmă că e complet irelevant ce spunem sau că nu avem nevoie și de o critică a conținutului, ci doar că mediul de comunicare, independent de ce alegem să comunicăm prin el, acționează și produce schimbări radicale în noi și în lume. Iar asta pentru că efectele tehnologiei preferate într-o anumită epocă nu apar doar la nivelul opiniilor sau al conceptelor, ci, în cuvintele lui McLuhan, alterează ponderile simțurilor sau pattern-urile de percepție, adică felul în care ajungem să vedem, să simțim sau să percepem lumea și să o locuim, modul în care purtăm discuții, felul în care interacționăm unii cu alții sau cu lumea din jurul nostru. Mesajul oricărui mediu sau al oricărei tehnologii este schimbarea de scară, ritm sau pattern care este introdus în activitățile umane. Calea ferată nu a introdus mișcarea sau transportul sau roata sau drumul în societatea umană, ci a accelerat și extins scara funcțiilor umane anterioare, creând orașe complet diferite și noi modalități de lucru și de relaxare. Și e bine că am ajuns la istorie cu acest citat, pentru că în continuare ne vom folosi de o carte mult mai proaspătă decât cea lui McLuhan, una care plasează această ultimă tehnologie a intelectului, internetul, într-un context istoric. Nu cred că exagerez dacă spun că e în top 3 cărți preferate citite anul trecut. Nu știu cât de relevant e asta pentru că nu am citit foarte mult, iar asta pentru că urăsc cititul pe fugă și challenge-urile de lectură, probabil o să vorbim despre asta la un moment dat. Ce mi-a plăcut cel mai mult la cartea aceasta scrisă de Nicholas Carr, pentru care a și fost nominalizat la premiul Pulitzer în 2011, este că nu ne aruncă direct în studii despre consecințele neurologice ale utilizării mediului online. Carr ne poartă mai întâi prin istoria tehnologiilor intelectului, adică istoria celor invenții sau instrumente care ne-au susținut, dar și extins capacitățile mentale de-a lungul timpului. Și face asta tocmai pentru a ne ajuta să vedem, dincolo de rolul instrumental al hărții, ceasului, mașinii de scris, radioului, televizorului și mai aproape de noi al internetului. Pentru că toate aceste invenții, ai ghicit, au făcut mai mult decât ne-am gândit noi că vor face atunci când le-am inventat. Unele au revoluționat chiar modul în care dormim, mâncăm, lucrăm și ne raportăm în general la viețile și la corpurile noastre. Altele ne-au schimbat stilul în care scriem. Așa a stat treaba cu această bijuterie de mașină de scris pe care a început să o folosească Nietzsche atunci când i s-a deteriorat vederea. Știm asta din corespondența cu prietenul său, scriitorul și compozitorul Heinrich Köselitz, care i-a spus după ce a citit ceva scris de el la mașină, că e ca și cum fierul din mașină s-ar fi transferat într-un mod metafizic misterios în scris, acesta fiind mult mai telegrafic. Iar Nietzsche i-a dat dreptate, scriindu-i înapoi că da, așa e, echipamentul cu care scriem ia parte la formarea gândurilor noastre. Povestea cu mașina de scris poate părea pretențioasă. Ne vine greu să rezonăm cu ea, mai ales dacă nu suntem scriitori și nu ne frământă atât de mult stilul în care scriem. Așa că vă propun să ne uităm la o altă mașinărie care a zguduit lumea ca un cutremur. Ceasul. Despre ceas spune Lewis Mumford, filozof al tehnologiei și istoric, în cartea sa din 1934, Techniques and Civilization, că a avut o contribuție mai mare la apariția epocii industriale moderne decât a avut-o motorul cu aburi. Ceasul ne-a făcut să credem într-o lume independentă de cea la care aveam acces cu simțurile, o lume alcătuită din secvențe măsurabile matematic. Ne-a făcut să mâncăm de 3 ori pe zi, chiar dacă nu ne era foame, să ne trezim când sună alarma, a permis sincronizarea activităților umane și ne-a ajutat să devenim mai productivi, mai organizați și mai punctuali, lucruri care au contribuit desigur și la creșterea economică, dar și la deconectarea noastră de natură, de vechile ritmuri agrare, uneori chiar și de propriul corp. Și e suficient să ne gândim la faptul că am ajuns să ne trezim cu alarmă, nu când am dormit suficient, sau la metafore precum ceas biologic, ca să ne dăm seama cum apariția acestui instrument ne-a făcut să vedem totul prin lentila lui, inclusiv corpul femeii și rolul bine determinat al acesteia în societate. Dacă e să meargă ceas, desigur. Am făcut această lungă paranteză ca să arăt că relația noastră cu tehnologiile intelectului nu a fost niciodată simplă și nici nu s-a redus la ce am spus noi că vrem să facă acestea pentru noi sau în locul nostru. Și cam despre asta e și cartea lui Nicholas Carr, despre cum revoluția digitală a adus și bune și rele și despre cum încă ține de noi să le modelăm pe cele rele sau măcar să nu le confundăm cu niște beneficii uriașe. Avem pe de o parte accesibilizarea informațiilor, facilitarea interacțiunilor sociale, extinderea memoriei și simplificarea utilizării celorlalte tehnologii ale intelectului. E minunat că acum le găsim pe toate într-un singur loc. Internetul devenim practic tipografia noastră, harta, ceasul, telefonul, radioul, inclusiv televiziunea noastră. Pe de altă parte însă avem
Tocmai prin combinarea mai multor tipuri de informație pe un singur ecran, o fragmentare a conținutului și implicită atenției. O singură pagină web poate conține câteva bucăți de text, un video sau un stream audio, un set de instrumente de navigație, reclame și mici aplicații software care rulează fiecare în ferestrele lor. Avem așadar o șaorma cu de toate care nu provoacă indigestie, ci o stare cronică de distragere a atenției. Și are Nicolas Carr o vorbă despre asta pe care am să vă redau în tocmai pentru că descrie mult prea bine situația. Încearcă să citești o carte în timp ce rezolvi un rebus. Cam acesta e mediul intelectual al internetului. Și poate că nu ar fi atât de periculoasă toată această fragmentare a atenției dacă am putea controla cât de mult timp petrecem în acest ecosistem disruptiv. Dacă am spune, ok, îmi arunc creierii pe pereți timp de jumătate de oră și apoi îi adun și mă apuc de studiat modele climatice complexe. Numai că nu e atât de simplu. O mare problemă e aceea că ne vine foarte ușor să ne acomodăm și să ne instalăm în acest parc de distracții mental, pentru că aceasta e starea naturală a atenției noastre. Pentru cea mai mare parte a timpului petrecut de specia noastră pe acest pământ, reflexul acesta de a ne muta rapid atenția a reprezentat un avantaj evolutiv. Așa puteam fi mereu pe fază ca să nu ratăm vreo sursă de hrană sau ca să ne apărăm și să nu devenim noi hrană pentru altcineva. Abia statul pe gânduri reprezintă o ciudățenie și asta spune și Vaughan Bell, neuropsiholog și cercetător la King's College London. Abilitatea de a ne concentra pe un singur task relativ neîntrerupt, spune el, e o ciudată anomalie în istoria dezvoltării psihologice. O ciudățenie pe care am câștigat-o cu greu, dar care a venit la pachet cu o mulțime de beneficii și de consecințe sociale și culturale de care ne-am putut bucura abia într-o lume în care nu mai eram nevoiți să ne folosim toate resursele cognitive pentru a ne hrăni și feri de pericole. Ei bine, această abilitate ciudată e cea mai puțin promovată în mediul online și riscă să dispară tocmai pentru că nu o folosim. În creierul nostru are loc un fel de survival of the busiest, îi se mai spune și darwinism neuronal. Conexiunile mai puțin active dispar, iar materialul este reciclat în acele activități mentale pe care le repetăm cel mai des. Mai mulți psihologi, neurobiologi și web designeri au ajuns în ultimii ani, pe căi diferite, la aceeași concluzie cu privire la mediul online, și anume că acesta promovează o gândire distrasă și grăbită și o învățare superficială. Internetul ne oferă exact acest stimul senzorial și cognitiv repetitiv și interactiv, precum și un sistem de mare viteză de recompense care duc la dependență și care ne modifică funcțiile și circuitele creierului. Există o diferență semnificativă între ce se întâmplă în creierul nostru atunci când citim o carte în formatul clasic versus atunci când o citim în mediul online. În formatul clasic, ți-e mult mai ușor să ajungi în starea aceea de deep reading, lectură profundă, în care poți aloca mai multe resurse neuronale interpretării înțelesului, pe când în mediul online ești nevoit să redirecționezi o mare parte din acele resurse navigării în acest ecosistem plin de stimul, care solicită o constantă coordonare mentală și luarea de decizii. Într-un fel, putem spune că ne întoarcem la stadiul de scriptura continuă, adică la ce se întâmpla în Antichitate și începutul Evului Mediu, când textele erau scrise, după cum și sună, continuă, fără spații libere, între cuvinte și fără semne de punctuație, motiv pentru care cititul se făcea cu voce tare, altfel era prea greu să-ți dai seama unde începe și unde se termină un cuvânt sau o propoziție. Nu aveai cum să te scufunzi în lectură, pentru că trebuia în paralel să faci destul de multă decodificare. În mediul online nu ne luptăm cu texte scrise fără spații, numere în orice caz, însă avem alte decodificări de făcut și de operat tot felul de salturi ale atenției care au devenit aproape imperceptibile. Atenția noastră este scurtcircuitată de atât de multe ori în mediul online încât nici măcar nu mai percepem aceste întreruperi ca pe o piedică pentru înțelegere sau pentru reținerea informațiilor. Și cred că acesta e un bun moment să vorbim puțin despre memorie, despre cum funcționează ea și despre cum s-a schimbat modul în care ne raportăm astăzi la ea. Știm despre memorie că e de două feluri. Cea de scurtă durată, unde reținem lucruri de la câteva secunde la câteva zile, și cea de lungă durată, unde găzduim pe termen nedefinit atât informații conștiente cât și inconștiente. Memoria scurtă mai are un subtip. I se spune memoria de lucru, working memory, pentru că asta face, lucrează, mult. Pe de o parte, joacă un rol important în transferul informațiilor din memoria de scurtă durată către cea de lungă durată, ajutând la crearea magazinului nostru personal de cunoaștere, iar pe de altă parte,
parte, aduce din memoria de lungă durată acele informații cu care avem nevoie să lucrăm acum. Potrivit unei teorii mai vechi, de prin 1965, formulată de George Miller în The Magical Number 7, Plus or Minus 2, memoria de lucru ar fi putut lucra cu maxim 7 elemente de informație, însă această informație s-a dovedit un scenariu prea optimist. După multe alte studii, am ajuns la concluzia că memoria de lucru nu duce mai mult de 2 până la 4 elemente și nici măcar pe acestea dacă nu le dăm refresh, adică dacă nu le repetăm pentru a le consolida. Vă reamintesc că aceasta e anticamera pentru memoria de lungă durată și că de aici pleacă mai departe materialul prețios pentru gândirea profundă. Și subliniez gândire profundă pentru că memoria de lungă durată se ocupă și cu așa ceva. Nu am știut dintotdeauna asta. Pe vremuri se credea că memoria de lungă durată e doar un depozit de fapte, impresii și amintiri și că nu joacă niciun rol activ în procese cognitive complexe precum gândirea sau rezolvarea de probleme. După multe alte studii însă, neurologii au ajuns la concluzia că i-au cam subestimat rolul și că e de fapt chiar locul înțelegerii, întrucât nu stocăm doar date și amintiri acolo, ci și concepte complexe și scheme pe care le folosim în cele mai profunde și mai complicate acte de gândire. Și e tare complicat să aducem lucruri în memoria de lungă durată, pentru că au de trecut mai întâi prin cel mai strâmb gât de sticlă din creierul nostru, cum descrie Nicolas Carr memoria de lucru. După cum ziceam adineaori, memoria de lucru nu duce mai mult de 2 până la 4 elemente. Cum crezi că se descurcă ea în mediul online? E bombardată de mult mai multe elemente decât poate duce și toată această supraîncărcare cognitivă o împiedică să stocheze, să proceseze și să traseze conexiuni cu alte informații din memoria de lungă durată. Devine imposibil să distingă informația relevantă de cea irelevantă sau zgomotul de semnal. Supraîncărcarea cognitivă interferează cu tot ce înseamnă stabilirea unor relații între concepte, trasarea de inferențe, activarea unor cunoștințe mai vechi, sintetizarea ideilor principale, cu înțelegerea în general. Asta nu înseamnă că e imposibil să ne concentrăm sau să ajungem în starea de deep reading în mediul online, ci doar că dacă reușim să facem asta, va fi în ciuda mediului în care ne aflăm, nu datorită lui. Acum, trebuie spus că de-a lungul timpului mai mulți entuziaști ai tehnologiei au susținut că nu e nicio pagubă dacă nu mai reținem lucruri. Acum că avem internet, adică niște servitori cognitivi extern nouă care ne pot livra oricând, de la un click distanță, orice informație vrem, suntem liberi sau, mai bine zis, suntem eliberați de povara de a ne aminti lucruri. Memorizarea, ne spune Don Tapscott, un businessman și autor de cărți despre tehnologie, este o pierdere de timp. Unii au spus chiar că cititul e overrated și că web surfing-ul este superior cititului clasic. Clay Shirky, digital media scholar la New York University, susține de pildă această ipoteză și ne oferă, alături de alți cercetători, acoperirea intelectuală de care avem nevoie ca să alunecăm confortabil în starea de distragere a atenției din mediul online. Și a prins această idee pentru că ne place să primim vești bune despre obiceiurile noastre proaste, dar și pentru că felul în care ne raportăm astăzi la memorie și la creierul nostru s-a schimbat. Nu întâmplător ți-am povestit despre cum ceasul ne-a schimbat raportarea la propriul corp, amintind de metafora ceas biologic. Ceva similar s-a întâmplat și în urma revoluției digitale. Dacă pentru greci memoria era o zeiță, mama muzelor, sau pentru William James, părintele psihologiei americane, arta memorizării era însă și arta gândirii, ei bine, pentru generația post-internet, memoria funcționează ca un hard drive. Stochează biți de date în anumite locuri fixe și le servește ca inputuri atunci când creierul nostru are nevoie să calculeze ceva cu ele. Putem așadar să ne eliberăm spațiu în creier și să ne bucurăm fără griji de capacitatea de stocare nelimitată a webului. Sună fain, numai că, așa cum ne atrage atenția și Nicolas Carr în capitolul 9 al cărții sale, se pare că am fost seduși de o metaforă high-tech care ignoră natura organică a memoriei noastre biologice. Fiecare aspect al memoriei umane este guvernat de tot felul de semnale biologice, chimice, electrice, genetice. Actul de a ne aminti ceva repornește un întreg proces de consolidare, inclusiv generarea de proteine care formează noi terminale sinaptice. Chestii pe care un calculator nu prea are cum să le facă pentru noi. Însuși actul de rememorare, explică și la Crowell în Neurobiologia Învățării, pare să modifice creierul nostru într-un mod care ne face să învățăm mai ușor pe viitor. Nu ne restrângem puterile minții atunci când înmagazinăm noi amintiri de lungă durată. Le întărim. Iar asta vine în contradicție cu teoria potrivit căreia externalizarea memoriei către calculatoare ne-ar face mai mult loc în creier pentru gândire. Nu gândim mai mult când memorăm mai puțin,
și mai prost. Dar ce ne împiedică să memorăm lucruri, dincolo de încrederea oarbă în faptul că face altcineva treaba asta pentru noi? E simplu. Nu mai putem fi suficient de mult timp atenți, astfel încât să putem consolida ceea ce zburdă prin mintea noastră. Informația supraviețuiește memoria de scurtă durată, câteva secunde, cam cât își mențin neuronii care o poartă încărcătura electrică, apoi dispar fără a lăsa nicio urmă în mintea noastră. Și cu cât folosim mai mult medii care descurajează atenția susținută, cu atât devenim mai pricepuți într-ale uitării, pentru că tiparele neuronale care devin predominante în creier, grație adaptabilității sale, sunt cele pe care le folosim cel mai mult, cele care excelează la uitat. Tiparele de consum generate de platformele social media produc tipare de gândire superficială care au, la rândul lor, o mulțime de implicații. Implicații despre care vom vorbi pe larg și în tihnă data viitoare. Vom vedea atunci și cum stă treaba cu economia atenției, cum ne afectează ea capacitatea de a răspunde problemelor arzătoare ale societății și ce alte soluții avem la îndemână în afară de digital detox și retreat-uri scumpe. Până data viitoare, aveți grijă de voi și de atenția voastră. Pe curând!